fim alături. Prezentarea asta e despre Amazon SES, care este un serviciu de email marketing, de un serviciu de email care în general ajută departamentele și organizațiile de marketing din interiorul companiilor. Prezentarea asta este un deep dive pentru cei care trimit foarte multe mail-uri, fie că sunt mail-uri tranzacționale, fie că sunt mail-uri de marketing sau mail-uri de notificări. Iar din ce am observat noi, clientul ideal pentru genul ăsta de servicii sunt companiile de e-commerce și companiile care fac efectiv marketing, email marketing. Prezentarea asta e făcută în parteneriat cu Amazon, în parteneriat cu The Marketer, care este o platformă de email marketing construită deasupra Amazon SES și cu Cloud Hero, care este un partener Amazon specializat în servicii de consultanță în zona asta de infrastructură și de implementare. Astăzi o să am structurat agenda în câteva topice, interesante. Practic o să fac o scurtă introducere despre această prezentare și o mică prezentare a speakerilor, apoi fiecare o să preia microfonul și o să poată să intre un pic mai în detaliu. Apoi o să avem un overview despre ce înseamnă email marketing, landscape-ul dintr-o perspectivă de soluții, tehnologie și provocări. O să vorbim și despre experiența celor de la The Marketer implementând Amazon SES și de ce au luat decizia să facă asta, de ce au luat decizia să lucreze cu Cloud Hero, cu un partener. Apoi Adi, care este Solution Architect la Amazon, o să intre un pic mai în detaliu ce este Amazon SES și ce feature oferă Amazon SES pentru cei care trimit extraordinar de multe mail-uri. Apoi o să revin eu cu un mic sumar și cu un ghid legat de cum puteți să experimentați Amazon SES și să porniți cu el, iar apoi o să avem o sesiune de întrebări. Între timp, dacă vreți să lăsați întrebările în chat, cu atât mai bine și dacă cineva are ceva de zis, puteți să mă întrerupeți. Bun, după cum spuneam în prezentarea asta, participă Alexandru Klein, care este Product Manager la The Marketer, Adrian Bere, care este Solution Architect la Amazon și înțelege foarte bine cum funcționează Amazon, și eu, care sunt unul din fondatori CEO la Cloud Hero, care este Cloud Hero este un partener Amazon. Avem un nivel de parteneriat destul de avansat și asta ce înseamnă? Înseamnă că noi avem acces la diverse programe de finanțare care le putem folosi în avantajul potențialul client să migreze pe Amazon și să experimenteze și sau să experimenteze servicii Amazon. Suntem super specializați în migrări de cloud, în migrări către cloudul Amazon, migrări de infrastructură, asta înseamnă server în general, infrastructură de e-commerce, modernizări de infrastructură ca să poată să scaleze când vine vorba de exemplu, de e-commerce. Și asta se traduce la finalizare în servicii DevOps. Keyword-urile pe care le auzim des când oamenii întreabă de noi sunt cloud, sunt Kubernetes, data and analytics, AI și ML și partea de DevOps. Deci dacă ați auzit undeva de cuvintele astea cheie, puteți oricând să reach out. La Cloud Hero noi avem patru pile de business pe care îi adresăm mereu. Obiectivul nostru, lucrăm companii să-și reducă downtime-ul și Amazon SES este o soluție prin care poți să-ți reduci downtime-ul când vine vorba de serviciu de e-mail, de capacitatea de a trimite newsletter, de a trimite e-mail-uri constante. Ne ocupăm de a scala infrastructurile, de a reduce time to market. Când vine vorba de companii care au produse digitale, cât de repede fac versiuni de software noi și le aduc în fața clienților, este super important și acolo infrastructura are un rol critic și îi ajutăm prin serviciile noastre în jurul datelor să poată accesa date și să ia decizii bazate pe date. Ce este Amazon SES? O să intre Adi Bere, o să facă un deep dive, eu doar vă dau un sumar. Amazon SES este un serviciu
foarte scalabil și foarte eficient dintr-o perspectivă de cost în cloud de e-mail. Practic, poți să trimiți e-mail-uri, un număr infinit de e-mail-uri într-o manieră foarte, foarte eficientă și plătești doar pentru ce trimiți. El este gândit să ajute companiile să trimită e-mail-uri de marketing, să trimită notificări, să trimită e-mail-uri tranzacționale într-o manieră foarte eficientă. Și apropo de pillării care ne avem noi, și serviciul ăsta de Amazon se pliază pe acești pillări, în sensul că este foarte cost efficient, este foarte scalabil, practic poți ajunge să trimiți miliarde de mail-uri, avem clienți care trimit 4 milioane de mail-uri pe zi prin Amazon SES. Are sisteme de deliverability care te ajută să înțelegi ce trebuie să faci ca mailul tău să nu ajungă în spam, să ajungă fix în inbox-ul customer-ului. Asta nu înseamnă că ajută companiile să trimită spam mai bine, dar cele care trimit mail-uri legite și respectă un guidance, cum ar fi unsubscribe link și tot ce ține de partea asta e-mail deliverability, Amazon SES are un framework care te ajută să fii sigur că mesajele tale sunt compliant și are analytics, în sensul că poți să vezi în timp real ce se întâmplă cu e-mail-urile tale, ce bounce rate ai, ce spam rate ai, de ce se întorc înapoi, câte s-au livrat și în felul ăsta poți să iei decizii de business. O parte din clienții noștri pentru care livrăm soluții de infrastructură sunt, nu știu, Vodafone, MAG, Otter, care este un e-commerce, Veolia, practic Freshful, toată infrastructura Freshful a fost creată de noi, pe care este e-commerce-ul, pe care este partea de mail. Iarăși, la fel, la Otter e unul dintre cei mai mari retaileri de pantofi din România, iar partea de e-commerce este făcută de noi și stă pe Amazon și folosește inclusiv serviciul SES. Și un alt client foarte important cu care am lucrat în a adopta tehnologia asta este The Marketer. Și de aici o să-i dau microfonul lui Alex Klein ca să poată să ne povestească un pic despre ce este The Marketer și să avem o discuție legată de cum platforma asta, cum a ajutat Amazon SES platforma asta să funcționeze și cum pot ei la rândul lor să ajute clienții să-și trimită mail-uri mai bine. Alex? Mulțumesc, Andrei. Așa cum m-a prezentat, numele meu este Alex Klein, sunt product manager la The Marketer. O să fac așa un sum-up înainte de a intra foarte pe scurt în slide-urile pe care le am. The Marketer este un serviciu de email marketing și program de loializare la bază. Evident, platforma în sine are mult mai multe funcționalități, include și campanii de SMS, campanii de push, automatizări, program de loializare, sistem de referral. Însă scopul discuției aici este să discutăm într-adevăr cum aplicația noastră vine on top of Amazon SES și folosește infrastructura Amazon pentru a livra mail-uri cât mai bine și cât mai rapid pentru clienții noștri. În prima parte să discutăm un pic despre challenge-urile cu care se confruntă business-urile de e-commerce, nu neapărat în România, deși asta e targetul nostru în momentul ăsta, cred că problemele se pliază foarte bine, cel puțin la nivel european, dacă nu global. Prima dintre ele este faptul că în ultimii ani se constată o creștere accelerată și constantă a costurilor de advertising. Multe business-uri se confruntă cu probleme în achiziția de clienți noi. Știm cu toții că majoritatea magazinelor, cel puțin în România, se focusează pe achiziția de clienți din Facebook Ads, din Google Ads, mai nou TikTok și alte canale. Însă costurile de achiziție, CPA-ul în speță și ROI-ul, au din ce în ce mai mult de suferit. A doua problemă și este un aspect care este destul de ignorat în piața din România, la nivelul magazinelor online, cel puțin din experiența noastră, e legat de ratele de retenție a clienților foarte mici și implicit de low customer lifetime value. În general, magazinele sunt
axate pe un model de achiziție de burn, de spend funds. Se investește constant în hai să aducem clienți, să aducem clienți, însă puține magazine se focusează pe menținerea clienților pe care i-au achiziționat deja din diverse surse, fie că este advertising, SEO, poate fi orice sursă. Însă veniturile, revenue-ul adevărat și revenue-ul care nu mai presupune costuri ulterioare atât de mari este cel din clienți recurenți, clienți care devin ambasadori ai brandului, fani ai brandului și care cumpără constant fără să mai fie nevoie să fie targetați sau retargetați pe diferite canale. Intrând în zona de high volume sending, fiindcă asta este tema, cum o să vorbesc un pic în secțiunea următoare, dar am prins aici această problemă. Atunci când se lucrează cu baze de date mari și foarte mari, costurile pentru email marketing în general sunt destul de ridicate. Pot să ajungă și la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro în funcție de providerul care este ales. Aici intervine Amazon SES, prin ce spunea și Andrei mai devreme, prin o optimizare destul de substanțială a costurilor, ajutând astfel senderii care au volume mari, de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de e-mail-uri pe zi. O altă problemă pe care am identificat-o noi în piața din România este legată de dificultatea marketerilor, acelor care folosesc platformele de email marketing, de a se conecta și la alte tool-uri, de a centraliza datele. De exemplu, poți folosi o platformă de email marketing, mai folosești încă o platformă pentru program de loializare, mai folosești încă o platformă pentru analiză RFM, să zicem, dar este foarte greu să-ți aduci datele într-un singur loc, să le centralizezi și să te folosești de datele respective. Degeaba ai un tool foarte bun de RFM, să zicem, analiză recency, frequency și monetary, dacă după aceea tu nu poți să comunici direct prin email marketing sau prin automatizări de email cu oamenii care se află în segmentele respective. Și nu în ultimul rând, mai ales pentru senderii cu volume mai mari, cloud-ul, cel puțin în momentul ăsta, feeling-ul meu personal e că pare un fel de balaur greu de depășit. Multă lume se teme de migrarea în cloud, să folosească infrastructură în cloud. Aici intervin Cloud Hero, de exemplu, care și pe noi ne-au ajutat foarte mult și ne-au ghidat în adoptarea Amazon SES cu tot ce ține de partea de configurare, proof of concept, and so on. Și acum să trecem la următoarea secțiune, probleme comune, platforme de email marketing comune și limitările lor. Știți cu siguranță că există zeci, dacă nu chiar sute de platforme de email marketing, unele mai bune, altele mai puțin bune, asta nu e relevant acum în discuție. În general, ce probleme am identificat noi și am încercat să le rezolvăm cu ajutorul produsului de marketer? Sunt, de exemplu, deliverability scăzut sau majoritatea mail-urilor ajung în tabul de promotions din Gmail, unde abonații nu prea le văd, fiindcă acolo ajunge toată lumea care trimite newsletter în general. O altă problemă e legată de opțiuni destul de limitate de segmentare a audienței. Cel puțin din experiența noastră, tendința este am baza de date de abonați, trimit pe toată și văd ce se întâmplă. Și asta generează atât costuri cât și o performanță relativ scăzută, deoarece fiecare om primește mereu același lucru și poate nu este interesat de ce primește în mail-ul respectiv, dar ar fi interesat dacă ar fi targetat mult mai segmentat. Ca să dau un exemplu simplist, segmentare pe gender, femei, bărbați, în cazul unui magazin care vinde fashion și pentru femei și pentru bărbați. Una e să primești un newsletter cu rochii și să fii bărbat, nu interacționezi deloc cu el, alta e să primești cu îmbrăcăminte pentru bărbați, iar femeile cu îmbrăcăminte pentru femei. O altă problemă comună este lipsa personalizării avansate a conținutului. Majoritatea platformelor au personalizare la modul first name, last name, salut Andrei, salut Alexandru,
dar conținutul după aceea nu este personalizat. În general, se fac două, trei bannere cu produsele momentului, să zicem, sau se aleg manual 5-10 produse despre care magazinul crede că s-ar vinde bine în campania respectivă și toată lumea ajunge să primească cumva același lucru. Am încercat, evident, să rezolvăm și problema asta în The Marketer prin utilizarea de blocuri de produse cu conținut dinamic în funcție de acțiuni, interacțiunile utilizatorilor cu site-ul clientului și în acest fel, practic, într-o campanie de newsletter care conține blocuri dinamice, să zicem, cele mai populare sau cele mai vândute produse în ultimele zile sau produse nou intrate pe site, fiecare utilizator care a interacționat cu site-ul va primi produse conform intereselor sale. De exemplu, dacă Andrei a intrat pe un site de pantofi și s-a uitat la mocasini, iar eu am intrat pe același site și m-am uitat la pantofii de lac, dacă folosim un bloc de produse cu noutăți, Andrei va primi noutăți din categoria mocasin, fiindcă a interacționat mai mult cu categoria respectivă, iar eu voi primi noutățile din categoria pantofi de lac. Și în acest fel se rezolvă mai multe probleme din cele pe care le-am prezentat până acum. 1. Interesul devine clientului final devine mai mare atunci când primește ceva cu care a interacționat deja. 2. La mână, livrabilitatea și performanța e-mail-ului în sine este mult mai bună și inclusiv în Gmail, campania respectivă din testele noastre în ultimele 6 luni ajunge direct în inbox și nu mai ajunge în promotions, fiindcă Gmail vede mail-ul respectiv ca fiind unic, nu detectează că s-au trimis 100.000 de e-mail-uri cu același conținut către utilizator Gmail, ci vede că sunt trimise mail-uri unice cu conținut HTML diferit pentru fiecare din adresele respective și atunci conținutul e-mail-ul în sine ajunge în inbox-ul clientului, ceea ce evident are impact semnificativ în open rate-uri, în click rate-uri și în ceea ce ne interesează în ultimă instanță în e-commerce, în conversie. Așa cum am zis și în punctul anterior, dificultatea de integrare este prezentă în majoritatea platformelor de e-mail marketing. Clienții avansați, în general, care trimit volume mari, sunt interesați de integrări cu ERP-uri, integrări cu sisteme CRM. Pentru programe de loializare sunt interesați de integrare cu puncte fizice, de exemplu pentru utilizarea punctelor, lucruri care lipsesc în majoritatea platformelor de email marketing și pe care noi am încercat să le adresăm în The Marketer. Tot pentru clienții din zona e-commerce este uneori dificilă crearea de campanii, selectarea de produselor, se face de obicei foarte multă muncă manuală, se ia poza produsului de pe site, se pune într-o casetă în editorul de e-mail respectiv, se scrie titlul produsului manual, ceea ce noi am încercat evident să automatizăm prin integrarea catalogului de produse al clientului direct în The Marketer și selectarea foarte ușoară cu search după denumire SKU sau alți parametri. Nu în ultimul rând, majoritatea platformelor de email marketing nu permit trimiterea de e-mail-uri sau o fac foarte dificilă trimiterea de e-mail-uri branded cu domeniul clientului. În general, pleacă de la un subdomeniu sau un domeniu al providerului respectiv de servicii de email marketing și asta dăunează cumva branding, imaginii de brand odată și livrabilității, deoarece una este când trimiți cu un subdomeniu al providerului și alta e când trimiți cu, să zicem, emat.ro, dau un exemplu plastic. E o diferență de credibilitate. Bun, și acum să trecem un pic înspre zona ce face The Marketer. Platforma este complexă și cuprinde mai multe zone de interes. Platforma e adresată atât în special magazinelor online, atât mici, medii, cât și jucători foarte mari, dar este destinată și site-urilor pe care noi le numim standard, care nu au componentă de e-commerce. De exemplu, companii care livrează servicii, publisheri, so on so forth. În esență, oricine are nevoie să comunice prin canale cum ar fi email, push, SMS.
În ceea ce privește integrarea cu zona de e-commerce, avem peste 15 integrări în acest moment, atât platforme open source cum ar fi Magento 1, Magento 2, WooCommerce, PrestaShop, dar și platforme closed source cu care avem parteneriate în România, cum ar fi Merchant Pro, Gomag, Extended, Avanticart, Blugento și Zento. Deci din perspectiva asta avem o capacitate foarte bună de integrare cu majoritatea platformelor de e-commerce și lucrăm constant la dezvolta alte integrări în funcție și de cerințele care apar. Practic, corul aplicației de marketer este zona de audiență. Interfața și platforma în sine funcționează ca un CRM care adună date. Noi ne place să adunăm foarte multe date despre clienților noștri pentru a oferi o experiență cât mai personalizată pentru aceștia. Pentru platformele care au integrare, dar și pentru cele custom care doresc să se integreze, sistemul funcționează pe baza unui tracking de JavaScript care înregistrează în esența acțiunile utilizatorilor pe site, iar acestea sunt stocate pe profilul de client al fiecărui vizitator în parte, urmând ca datele să fie folosite pentru zona de personalizare. Așa cum se vede în screenshot, contactele sunt de e-mail, push și SMS, iar unele contacte pentru modulul de e-commerce pro, care include program de loializare, sunt abonate și la mail-urile tranzacționale de loyalty. Următoarea zonă este cea de campanii. Așa cum am spus, oferim trei tipuri de campanii: campanii de e-mail, campanii de push și campanii de SMS. În zona de e-mailing, obiectivul nostru a fost să facem lucrurile cât mai ușoare și intuitive pentru client, să fie cât mai ușor să comunice cu clienții lui. Avem o selecție foarte mare de template-uri, sunt peste 600 de template-uri de sistem. Avem foarte multe variante de segmentare a audienței. Avem peste 30 de segmente de sistem gata, predefinite și pot fi utilizate imediat după ce datele sunt importate și captate. Și în plus, sistemul de segmentare poate să genereze, în principiu, combinații infinite de condiții pentru a ajunge cât mai granular la audiența care ne interesează. O altă zonă este cea de automatizări, care funcționează prin combinații de e-mail, push și SMS pe diferite evenimente. Probabil majoritatea știți automatizări de coș abandonat, automatizări de order feedback. Însă noi am dus lucrurile un pic la extrem, avem peste 30 de starting point-uri pentru diferitele interacțiuni pe care le au clienții cu magazinul online, iar flow-urile în esență pot fi configurate și filtrate la un nivel destul de granular și se poate personaliza și aici experiența foarte mult pentru clienții magazinului. Dau doar un exemplu. Să zicem o automatizare de coș abandonat, în care vedem dacă valoarea coșului abandonat e mai mică sau mai mare de o anumită sumă și luăm decizii diferite de comunicare în funcție de valoarea coșului abandonat. Să zicem, dacă e mai mic de 300 de lei, doar îi dau un reminder, dacă e mai mare de 300 de lei, îi pot da și un SMS, fiindcă rata de interacțiune și de conversie pe SMS-uri este net superioară în general celei pe e-mail, fiindcă ai primit SMS-ul, l-ai deschis și în principiu ai și cumpărat. O altă zonă este cea de program de loializare și aici cumva vine esența, mantra de la care am pornit noi și anume de a utiliza date și de a uni toate tool-urile de care are nevoie un marketer, cineva care se ocupă de marketingul magazinului online, poate fi evident și ownerul, și anume să unim și să ținem date și să comunicăm. Un program de loializare este pe atât de bun pe cât este comunicat. Degeaba faci acțiuni pentru loializarea clienților dacă ei nu știu că programul există, nu sunt informați, nu se comunică cu ei diferențiat în funcție de tirul la care se află, fiindcă într-un fel comunic cu un client care are, să zicem,
60-70 de comenzi în ultimul an plasate pe magazinul meu și ofer niște avantaje, niște beneficii și în alt fel comunic cu cineva care are doar două comenzi, iar eu vreau să îl duc spre 60-70 de comenzi într-un singur an. Și în ultimul rând, avem o componentă de launcher, este un widget care se afișează pe site. Practic, el este centrul de control pentru programul de loializare și pentru referral. E un fel de customer profile pe care noi l-am construit direct în acest launcher ca să nu mai fie nevoie ca site-ul care folosește The Marketer să facă dezvoltări custom suplimentare în platformă. Practic, launcherul te informează câte puncte ai, ce beneficii ai în programul de loializare, cum poți să mai câștigi puncte ca să deblochezi și mai multe beneficii și cum poți să-ți cheltuiești punctele în cazul care ești pe modelul de earn and burn. Cam în asta este foarte în mare ceea ce face The Marketer și acum să intrăm în zona de practic de ce am decis să folosim Amazon SES, că asta este miezul problemei. Prima noastră nevoie a fost de a putea să gestionăm volume foarte mari și concurență foarte mare de e-mail-uri. Avem zile când trimit concomitent 10 de clienți la aceeași oră și atunci aveam nevoie de o infrastructură care poate să suporte un volum mare de e-mail-uri și să transmită e-mail-urile cu o viteză ridicată, în așa fel încât să putem servi rapid și în timp util toți clienții care ne folosesc. În al doilea rând, pentru a ne proteja reputația contului de Amazon, aveam nevoie să putem să și a aplicației în sine. Avem nevoie să separăm fiecare cont de client din platforma noastră să facă trimiterea separat prin Amazon pentru a ne proteja, așa cum spunea și Andrei mai devreme, poate de eventuali actori rău intenționați, ca să zic așa, chitit să facă spam. Aveam nevoie de asemenea să putem să scalăm foarte rapid și să trimitem, să scalăm volumul, de exemplu, în perioade de Black Friday, în perioade mari de sales, back to school, când toată lumea dorește să trimite, să facă vânzări, să putem scala rapid volumele pe care le trimitem și viteza cu care trimitem. Aveam nevoie de asemenea de metrice pe campanii, să știm tot timpul cum stăm cu rata de dezabonare, cu rata de market spam, cum stăm cu bounce rate, hard bounce, soft bounce. Și aici Amazon a intervenit cu zona de Amazon SNS, de notification service, prin care avem real-time statistici despre ceea ce se întâmplă pe e-mail-urile pe care le-am trimis. Și nu în ultimul rând, aveam nevoie de o infrastructură secure pentru trimiterea de e-mail-uri care să ne permită să trimitem în siguranță pentru clienții noștri, să minimizăm orice riscuri de securitate. Și aici, în această poveste, au intervenit partenerii noștri de la Cloud Hero care ne-au îndrumat. Am făcut împreună cu ei un proof of concept. Iar setup-ul este cel pe care îl vedeți în imagine. În esență, aplicația de marketer vine on top peste Amazon SES. Ca să adresăm nevoia de a folosi conturi separate pentru fiecare client și trimiterea să fie făcută independent, am ales modelul de AVS Organizations, prin care fiecare client are subcontul lui, iar identitățile, domeniile de trimitere sunt validate individual pe fiecare client folosind Dkim. Iar apoi, în momentul în care clientul trimite o campanie din The Marketer, se face autentificarea în subcontul de Amazon SES, iar la rândul său, după ce facem această autentificare, campaniile ies prin contul de trimitere. Cam asta este în mare infrastructura. Acum, care este avantajul de a folosi The Marketer, mai ales pentru volume mari? În esență, scurtcircuităm, ca să zic așa, un pic nevoia de a face singur integrarea cu Amazon SES, noi oferim deja acest lucru, adică practic suntem un integrator de soluții și
furnizăm direct trimiterea prin Amazon SES as a service. Cam asta este key selling point-ul în contextul discuției pe care o avem, pe care o avem acum. Modelul funcționează așa cum a fost propus de către Cloud Hero în urma POC-ului și nu putem decât să mergem înainte acum și creștem constant de la lună la lună, se dublează sau chiar triplează volumele pe care le trimitem pentru clienții noștri. Ok, super. Mulțumim foarte mult, Alex, product manager la The Marketer. Într-adevăr, a fost un proiect destul de interesant și partea care vreau să subliniez și eu aici este că Amazon oferă primitivele de infrastructură, uneltele necesare ca să poți să-ți construiești un produs. Indiferent că produsul este o platformă de email marketing sau produsul tău este o platformă de e-commerce care se poate integra cu Amazon, Amazon este un tool pentru developeri care poți într-o manieră programatică să poți să îți să poți să consumi, să creezi și să consumi și să monitorizezi acest serviciu și să poți să automatizezi extraordinar de mult din fluxuri. Bun, acum vreau să-i dau microfonul lui Adrian O să încerc să cover la screen, să-mi confirmați când se vede prezentarea. Acum se vede. Bun. Perfect. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Alexandru. Eu sunt Adrian Bere, Solution Architect în cadrul AWS România. Și așa, rolul meu ca și solution architect este să ajut companiile să-și atingă goalurile de business folosind serviciile cloud de la AWS. O să discut în continuare în următoarele minute despre câteva dintre facilitățile pe care Amazon Simple Email Service le oferă clienților. Și, în ultimul rând, o să facem un deep dive să vedem din punct de vedere tehnic ce înseamnă partea asta de customers care au nevoie de un volum mare de care trimit un volum mare de e-mail-uri, da? Cum aminteau și antevorbitorii mei, acest serviciu permite clienților integrarea aplicațiilor pentru a trimite diverse tipuri de e-mail-uri, fie că vorbim de e-mail-uri tranzacționale, cum ar fi, nu știu, one-time password sau shipping notifications sau notificări în momentul în care cineva într-un cont face o modificare sau așa mai departe, deci mail-uri tranzacționale, sau mail-uri de marketing, da, care cumva să lege clientul final de brandul pe care noi îl reprezentăm, da, prin newsletter-uri personalizate, content personalizat, oferte speciale și așa mai departe. Câteva dintre funcționalitățile, să spunem, de bază, unele dintre ele au fost menționate și înainte, da, SES este un serviciu care vă permite să trimiteți un volum mare de e-mail-uri. Pe lângă asta, la noi, la Amazon, securitatea este prioritatea numărul 1, astfel că serviciul este gândit în așa fel încât să respecte toate standardele și să vă oferă posibilitatea să setați toate standardele de securitate, vorbim de SPF, DKM și așa mai departe, da? Asta tocmai ca să creați o relație de trust între aplicația voastră și clientul final, să nu apară probleme de, nu știu, spoofing sau alte situații ciudate, da? Iarăși, posibilitatea de a avea acces la metrici legate de reputație. Asta e foarte important. O să vedem, sunt și niște dashboard-uri care vă oferă niște insight-uri rapide. Pe lângă insight-uri, e foarte bine să și acționăm asupra acestor insight-uri și să automatizăm o parte din reacțiile pe care le avem în cazul în care primim un complaint sau ceva de genul acesta. Și iarăși, cum spunea și Alex mai devreme,
partea de analytics, da, o să vedem cum se integrează cu alte servicii din AWS. Pentru clienții care trimit un volum mare de date, cel mai important lucru este, sau primul lucru este partea de IP, da. Reputația se construiește și pe baza IP-ului pe care îl folosești. Implicit, când vă deschideți un cont în AWS, acel cont folosește o clasă de IP-uri, să spun, comună, da? Care e folosită și de către alți clienți. Și asta e implicit. Și asta vine cu o problemă, în sensul că nu prea poți să controlezi reputația ta sau nu ai un grad de control mult mai scăzut. Da. În plus de asta, nu este recomandat pentru volumul mare de date, pentru că fiecare provider de internet are alte reguli în funcție de numărul de e-mail care se trimite de pe o anumită adresă de IP și așa mai departe. Și atunci, ca să rezolvăm problema aceasta, putem folosi niște IP-uri dedicate. Și aici avem, să spunem, două direcții în care putem să mergem. Fie mergem pe modelul standard, în care cerem la suport un set de IP-uri dedicate pe care noi le administrăm, da? Noi ca și client, da? Deci dumneavoastră ca și client le administrați, sau se poate merge în direcția în care folosiți mai nou acest serviciu de dedicated IPs managed by AWS. Asta ce înseamnă? Că în continuare veți folosi niște IP-uri dedicate, doar că ele sunt, sau o parte din management este administrat de către Amazon. Da. Ce înseamnă asta? Spre exemplu, dacă de pe un anumit IP trimiți la un moment dat foarte multe e-mail-uri, internet providerii la un moment dat o să observe acest lucru, da? Și o să vadă că de pe o adresă de IP se trimite un număr foarte mare de e-mail-uri, da? Și asta de obicei se rezolvă printr-un warm-up. Warm-up care, în cazul în care folosiți niște adrese de IP standard, va trebui să le faceți dumneavoastră, adică să vă ocupați de acest lucru. În cazul adreselor de IP managed, ele sunt gândite să scaleze automat, să se facă acel warm-up în spate, transparent pentru dumneavoastră, fără să trebuiască să vă ocupați de partea aceasta, da? Deci aici trebuie analizat în funcție de workload-ul fiecăruia și de interesul de business, să spunem așa, da? Iarăși, pe partea de reputație, foarte important cum tratăm bounce and complaint rates. Bounce înseamnă momentul în care noi trimitem un mail la o adresă care poate nu există, da, sau poate din diverse motive nu este disponibilă să primească acel mail, fie că inbox-ul e full sau sunt alte probleme, dar în special când acea adresă nu există, înapoi se trimite un bounce rate. Și acel bounce rate este monitorizat în dashboard-ul numit Reputation Metrics. Iarăși, în momentul în care trimitem un mail către o adresă, cel care primește acel mail s-ar putea să-l marcheze ca și spam, spre exemplu. Lucru care rezultă la unii internet provider într-un complaint care este trimis înapoi către serviciul SES și care noi, la rândul nostru, îl trimitem către voi ca și client și este înregistrat ca și complaint. Da. Și toate aceste metrici, toate aceste statistici sunt puse la dispoziția voastră, le găsiți într-un dashboard, într-un reputation metric dashboard și e foarte, foarte important să le monitorizați, să setați alerte și să acționați în cazul în care primiți niște notificări în acest sens. E recomandat, spre exemplu, și o bună practică spune că bounce rate ar trebui să fie undeva sub 5% și complaint-ul sub 0,1%, tocmai pentru a avea o reputație cât mai bună.
Sigur, cu cât mai jos, cu atât mai bine și serviciul acesta SES vă oferă și noi ca Amazon vă oferăm transparență în zona aceasta și vă punem la dispoziție, spre exemplu, un dashboard în consola AVS, se numește Virtual Deliverability Manager și acolo puteți să vedeți statistici atât pe partea asta de bounce rate, cât și pe partea de recomandări. Spre exemplu, dacă autentificarea, să spunem, nu este setată corect, o să primiți acolo o recomandare, setați DKIM sau SPF sau așa mai departe. Dacă, să spunem, bounce rate-ul începe să crească destul de mare, se pot seta niște alerte și așa mai departe. Pentru noi este important să oferim transparență clienților, să oferim instrumentele care ajute pe aceștia să își gestioneze cât mai bine partea de reputation. Mai departe, serviciul SES se integrează și cu alte servicii din AVS, fiind un serviciu cloud native și specializat de la AVS. Spre exemplu, dacă aveți nevoie pentru audit să stocați datele pentru un timp mai lung, se poate folosi un S3 bucket sau pentru analiză detaliată pe volume mari de date, se poate folosi Amazon Redshift cu un BI tool în față pentru a face statistici avansate pe toate metricele de analiză pe care noi le, le, vi, le, vi le transmitem, cum ar fi bounce rate, click-through, de câte ori cineva a deschis un mail sau nu, sau așa mai departe. Da? Iarăși, un serviciu pe care și colegii mei l-au menționat, SES, un serviciu care permite să vă registrați o adresă de mail, să primiți real-time notificări în momentul în care apar niște probleme. Da. CloudWatch, un foarte important, integrarea cu CloudWatch îți permite să creezi alerte. Cum spuneam, trebuie să acționăm de fiecare dată când avem o plângere, pentru că asta doar este în beneficiul nostru. Pe partea de receiving, acest serviciu vă permite și să primiți, spre exemplu, mail-uri, nu doar să trimiteți. Partea de receiving se integrează cu AWS Lambda și permite o serie de automatizări când primiți anumite e-mail-uri. Să verificați dacă e-mail-ul e corect, dacă nu cumva e nu știu, un e-mail pe care nu ți-l dorești și așa mai departe. Spre final, aș vrea să discutăm puțin și despre niște bune practici, să spunem, pe partea asta. Unele au fost amintite de către antevorbitorii mei, dar cel mai important este să înțelegi partea de livrabilitate și de reputație și să acționezi în sensul acesta. Nu în ultimul rând, partea de autentificare, da, trebuie folosit toate standardele de securitate și de autentificare, astfel încât să oferim cât o mai mare credibilitate celor care primesc mail-uri. Iarăși, fiți proactivi, încercați, cum spunea și Alex, să personalizați mail-uri, puneți-vă în spatele celui care primește și gândiți-vă, oare e un mail pe care eu mi l-aș dori să-l primesc? Asta contează foarte mult. Da. Un aspect foarte important pe care mulți ISP îl tratează cu destul de mare strictețe, să spunem, este partea asta de email list. Da. Trebuie să ne asigurăm că folosim double opt sign-in, adică momentul în care cineva se registrează cu adresa de mail la noi, să-i trimitem un mail în care să confirme într-adevăr că își dorește să primească notificări de la noi.
Și asta, într-un fel, ne ajută și pe partea asta de bounce rate, pentru că pot să apară, nu știu, probleme de type, pot cineva scrie o adresă greșit sau așa mai departe, da? Deci, cumva, cele două se completează. Menționa și Alex mai devreme, adresa de mail de pe care trimitem este foarte importantă. Un tip ar putea fi, de exemplu, de pe un domeniu să separați, să folosiți subdomenii, spre exemplu, pentru partea de marketing, să folosim marketing.domeniumeu.com sau pentru partea de e-mail-uri tradiționale să folosim un alt subdomeniu, tocmai ca să facem o diferențiere între cele două. Na. În ultimul rând, partea de compliance, să înțelegem unde sunt utilizatorii noștri finali și partea de legislație din spate, pentru că diferă de la o țară la o țară. Mulțumesc. Dau mai departe prezentarea către Andrei. Super. Mulțumesc mult de tot, Adrian. Ne-ai făcut așa un overview asupra ce înseamnă Amazon SES ca și componente de infrastructură, ca și feature-uri, faptul că este acel software care tu te poți integra având o echipă. Ce vreau eu să clarific pentru toată lumea, am o curiozitate. Din perspectiva ta, Adrian, Amazon SES este o platformă bună pentru companiile care au un produs digital, cum ar fi o platformă de e-commerce și au o echipă de software, iar echipa aia de software poate să folosească genul ăsta de tehnologie sau este potrivit și pentru cei care, ca să zic așa, operează platforme și atunci nu au neapărat o echipă de software. Cum se face integrarea cu Amazon? Se face într-o manieră programatică? Se face click-click? Într-o manieră programatică, Ok. folosind un API sau, în general, printr-un API se face, sau un SDK, da? Deci necesită niște cunoștințe în zona asta. Ok, deci companiile care au o echipă de software dedicată pentru platforma lor de e-commerce, pentru platforma lor de email marketing, pot să migreze de la soluții on-prem, nu știu, Power MTA, orice SMTP local, sau alte soluții cloud care vin cu costuri mai mari și cu diverse limitări de deliverability și de scalabilitate, pot să migreze către Amazon. În felul ăsta au parte de un serviciu scalabil, sigur și robust, și mai mult de atât au parte de un întreg ecosistem care pot să-și construiască diverse alte fluxuri programatice, cum ar fi notificări, cum ar fi integrare cu diverse aplicații, practic soluții de infrastructură care te ajută să-și duci e-commerce-ul mai departe. Este o platformă cloud. Iar cei care au ca să zic, care vor să folosească platforme, folosesc, nu știu, Gomag, folosesc Vitex, pur și simplu operează platforme, atunci o soluție mai bună ar fi de marketer, care au deja integrări puse, nu-și bat capul cu partea asta de infrastructură, dar știm că în spate este o infrastructură scalabilă și robustă care le permite să meargă mai departe. Aici, Alex, cu tine, la tine era un pic mingea. Corect, Să... corect. Ok. Într-adevăr, majoritatea magazinelor operează pur și simplu platforma. Din experiența noastră, cel puțin clienții de până acum sunt în această situație. Evident, sunt și clienți care au echipă de software internă și care lucrează să se integreze cu noi, fiindcă e mai ușor să se integreze cu noi Okay. pentru evenimentele de tracking de pe site și să folosească zona de infrastructură SES direct prin intermediul nostru. Însă, cum ai spus, într-adevăr, cine are software in-house și mai ales este un high-volume sender, în general se integrează direct cu serviciul Amazon SES. Perfect. Bun, și atunci, pentru cei care, ca să ne apropiem de final și să ne încadrăm în fereastra care ne-am alocat-o, pentru cei care vor să înceapă cu Amazon, primul lucru este să-și facă un cont pe Amazon. Nu vă costă nimic să faceți contul. Există și un free tier pe măsură ce folosiți serviciul. Dacă printre noi sunt echipe de software sau puteți să vorbiți cu echipa voastră de software, le puteți recomanda să intre pe aws.amazon.com să-și facă un cont. Și de acolo se pot conecta la SES. La SES trebuie să-ți adaugi domeniul tău de mail, care asta trebuie verificat ownership-ul. E un proces relativ simplu.
Iar apoi poți să începi să faci teste de e-mail, poți să le trimiți prin SMTP, poți să le trimiți din interfața Amazon să creezi tu câteva mail-uri sau cel mai bine să folosești API-ul. La final zilei să poți să experimentezi, să vezi care e experiența ta cu Amazon. Iar apoi poți să-ți monitorizezi toată activitatea asta, este consola de la SES, e o chestie mai avansată de monitorizare care se numește CloudWatch, sau poți să-ți setezi o adresă de mail ca să primești feedback în legătură cu activitatea ta. Iar odată ce ai făcut toate testele astea, contul este într-un mod care se numește sandbox, care este limitat, practic poți să trimiți mail-uri doar la cred că la 10 recipients definiți înainte, nu Da, poți pe să care trimiți trebuie să-i mail-uri înapoi. validezi înainte, tocmai Exact, care să trebuie să-i minim validezi. spam sau, nu știu, chestii care Exact. pot fi accidentale de pe un cont. Pentru că asta poți să o faci gratuit. Ți-ai făcut cont pe Amazon și în free tier-ul care l-ai de la Amazon poți să experimentezi sandbox-ul fără nicio problemă dacă se potrivește pentru tine. Iar apoi trebuie să deschizi un ticket la Amazon ca să te scoate în afara sandbox-ului și să crești limitele de e-mail și va fi o mică verificare legată de modul cum faci e-mail deliverability, să se asigure și Amazon că ești compliant și de acolo poți să mergi mai departe. Noi ca și partener Amazon oferim un assessment fee pentru infrastructura voastră de e-mail, iar outcome-ul va fi un proof of concept, un POC, care este 100% sponsorizat de noi împreună cu Amazon, deci nu o să aveți niciun cost, prin care o să vedeți dacă chestia asta se potrivește pentru voi și mai ales dacă aveți niște scenarii mai complexe, cum a fost de marketer, care aveau nevoie să-și creeze mai multe conturi de la Amazon, să le unească între ele, să se integreze și cu aplicația. Dacă vreți să faceți treaba asta, vă sfătuiesc să scanați acest QR code sau puteți să trimiteți un mail mie la andrei@cloudhero.io, o să-l scriu și în e-mail. Prezentarea asta o să fie și urcată pe YouTube, cred că în zilele următoare. Iar dacă aveți întrebări, eu, Alex și cu Adi suntem aici să vă răspundem. Aș vrea să mai au cele 2 minute care le avem să răspundem la ceva întrebări. Dacă cineva are întrebări, puteți să ridicați mâna, să spuneți prin microfon sau să scrieți aici în chat. Eu sunt curios Cumva așa cât că doriți de. să fim în engleză, din păcate am văzut prea târziu. Am văzut, da, ar fi fost, ne pare rău pentru confuzie, ne-am promovat evenimentul pe LinkedIn și mai mult ca sigur în network-ul nostru sunt și oameni care nu sunt vorbitori de română și probabil au văzut evenimentul, ne-am încercat să fim cât de specifici cu putință, ne pare rău pentru experiența neplăcută, dar feel free to reach out at any time, e în weekend o private session. Sunt curios dacă cineva are întrebări și cât de apropiat este de use case-ul slash provocarea pe care o aveți și cât de apropiat a fost prezentarea asta, dacă simțiți că ați rămas cu ceva. Ok, e în regulă, noi suntem aici, ne puteți, trebuie să vedeți și ad-ul, puteți aveți profilele noastre de LinkedIn acolo, o să publicăm și videoul odată ce avem înregistrarea. Vă mulțumim mult pentru timpul acordat, că a stat alături de noi o oră. Mulțumesc Alex și Adrian pentru prezentări și așteptăm cu Mulțumim interes să le pentru facem pe următoarele. sigur, Bun. mulțumesc. La revedere. La revedere.